Penitenciarul din Ploiești este supraaglomerat. Este concluzia unui raport în care sunt detaliate condițiile din penitenciare. Supraaglomerarea, lipsa hârtiei igienice, perchezițiile corporale fără respectarea intimității, ba chiar și abuzurile sexuale, sunt în topul problemelor constatate în urma vizitei efectuate de doi specialiști din cadrul APADOR la finele lunii iunie în penitenciarul Ploiești. În raport se arată că au existat mai multe plângeri referitoare la agresiuni sexuale venite din partea unor tineri cu vârsta cuprinse între 18 și 21 de ani. Unui deținut a fost emis un certificat medico-legal eliberat în aprilie 2016 care confirmă agresiunea sexuală. Totodată se mai arată în raport că perchezițiile corporale care au loc în penitenciar sunt făcute în grupuri de aproximativ 7-8 persoane cu deținuții complet dezbrăcați, ceea ce constituie un tratament degradant.